Informații despre gala din 2 iunie. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ați înțeles despre ce vom discuta astăzi, așa că hai să nu mai lungim prea mult și să apăsăm butonașul de subscribe acolo, să ne adunăm și noi 30.000 și unul dintre voi să câștige premiul de 200 de euro. Așa că apăsați pe subscribe și pe like acum. Așadar, după ce în gala de duminică Cosmin este premiat cu cecul de favoritul publicului, cu cecul în valoare de 5.000 de lei, pentru toate suferințele și toate tensiunile și toate frământările pe care le-a durat săracul în ultimele săptămâni, acestea fiind și cu printurile acelea care au fost scoase, care nu s-au dovedit nici până în ziua de astăzi, și vă mai întreb și eu o dată de ce nu au mai ieșit și altele sau de ce nu s-au făcut altele, dacă acelea au fost false, bineînțeles, eu cred că au fost adevărate 100%, dar și despre situațiile în care îl pune fânica în fiecare zi și mai ales tensiunile și problemele, să zic așa, de sine, de încredere în sine, create de la venirea lui Anthony în casă. Se pare că Cosmin duminică este favorit, însă în gala de 2 iunie, cel care câștigă cecul de favorit, cel care revine pe tron, este nimeni altul decât Robert, care este votat de oamenii simpli și real, după cum spune acesta și după cum știm și noi, deoarece în toate sondajele făcute pe canalele de YouTube și peste tot pe internet, Robert este pe primul loc în topul celor mai votați și mai apreciați concurenți din Casa Iubirii. Eliminare în această gală nu va fi, din câte am înțeles va fi o gală fără eliminare din nou, deci s-a văzut clar la ieșirea Bianca și a lui Andreea Moromete că doar când trebuie să iasă cineva se face gală cu eliminare, iar nu știu cum vor decurge lucrurile de acum înainte, mai ales că Patrick vede că pierde teren foarte, foarte mult în fața lui Robert, dar chiar și în fața lui Cosmin mai nou, care chiar dacă are o relație tumultoasă, cu siguranță produce mai mult în sensul emisiunii, ca să zic așa, mai ales în ultima săptămână când subiectele s-au ținut cap de afiș de cuplul Ștefania și Cosmin. Și cu siguranță, la cum decurg lucrurile, prevăd că cuplul Cosmin și Ștefania vor mai rămâne pe ecran și subiect de discuție încă mult timp de acum încolo, poate o săptămână, două, trei, până apele se vor așeza, după cum am văzut că Anthony se îndreaptă spre Rebecca mai nou, însă consider că și treaba lui acolo în cuplul Cosmin Ștefania nu este gata, mai ales că a creat atâta destabilizare și de moment el nu a făcut absolut nimic. Așadar, dragilor, Robert, favoritul publicului din 2 iunie, gală fără eliminare și ceea ce vreau să vă spun este că mă aștept în perioada ce urmează ca să avem un nou câștigător de cec, gen o persoană care nu a mai câștigat niciodată până acum, pentru că luptele sunt foarte aprige în casă pentru supremație. Cam acesta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Să-mi spuneți dacă vă bucură aceste informații, să-mi spuneți părerea voastră, bineînțeles, în comentarii și noi ne revedem data viitoare la un nou vlog. Vă pup din suflet și vă doresc o zi minunată, exact așa ca voi.